Salut și bine v-am regăsit! Știu, am lipsit cu aceste favorite, am lipsit vreo 2-3 luni, dar nu e nicio problemă, să știți că am adunat destul de multe, așa că și luna asta și luna viitoare o să vă tot povestesc despre favoritele primăverii, verii și așa mai departe. Haideți să începem! Am un produs care îmi place foarte mult, este o apă micelară de la Yves Rocher. Are un miros plăcut, curăță foarte, foarte bine și ce îmi place foarte mult este că are un ambalaj destul de mare la un preț foarte, foarte bun. O să le las aici de produsele despre care vorbesc. Mai departe, am o paletă foarte iubită. Mulțumesc pentru toate like-urile și comentariile și întrebările. Ce paletă este și cu ce machiaj ai făcut cu ce paletă ai făcut acel machiaj? Ei bine, mi-am achiziționat, am tot zis, nu îmi mai achiziționez nici o paletă de farturi, dar bineînțeles că nu am putut, așa că mi-am achiziționat această paletă de la Too Faced, Natural Love. Are niște culori fabuloase, într-adevăr, sunt foarte, foarte frumoase, pigmentate, este într-adevăr o singură nuanță de care nu sunt extrem de mulțumită, este aceasta, a doua. Nu știu, mi se pare că nu se aplică perfect, dar restul fardurilor sunt minunate. Sunt culori mate și culori sidefate. O să vă placă. Sunt sigură că dacă sunteți la început de drum și vreți să vă achiziționați câteva produse de machiaj, tip palete, vă sugerez pe aceasta cu mare, mare drag. E la 250 de lei sau ceva de genul ăsta și o găsiți pe Sephora.ro și Sephora. Pentru piele, vă recomand astăzi de două produse. Este vorba de Juvenate Pro Buster Skin Regimen de la Comfort Zone. Este un brand pe care îl folosesc de ceva timp, poate vreo 2-3 luni și îmi place foarte mult pentru că intră foarte, foarte bine și foarte rapid în piele și nu o lasă grasă. Poți să o folosești și ziua, poți să o folosești și seara. Mai îmi place ceva, are și această pipetă. Și poți foarte, foarte ușor să îți aplici produsul. Tot un produs de piele, care are un miros senzațional, este un produs de la Kiehl's. Se numește Midnight Recovery Concentrate. Da? Este un concentrat pentru noapte. E tot cu o pipetă. Așa că poți să-ți pui perfect, să nu intri, să nu-ți pui mâna într-un borcan și așa mai departe. Astea sunt produsele care îmi plac mie foarte, foarte mult. E un ulei care intră foarte rapid în piele, dar vi-l recomand doar noaptea. Produsele de la Kiehl's sunt de curând și în Julius Mall Cluj-Napoca și acolo am descoperit foarte multe produse foarte mișto. Am descoperit și un set de care o să vă povestesc altă dată. Am ruj pe dinți și am vrut să aștept. Ok, mergem mai departe. Am un nou produs de la Melchior. Melchior au adus de curând farduri tip baked, da? Acele farduri mai voluminoase. Și vor aduce, din câte știu, și o paletă în care să vă puneți aceste tipuri de farduri. Numele este So Sweet acestui fard și să știți că îmi place foarte mult pentru că îl puteți folosi oricând și pe post de blush. Arată senzațional, are niște pigmenți așa ușor aurii și peach și aurii și chiar e o culoare foarte, foarte mișto. Mergem mai departe, suntem în zona sprâncenelor. În Băneasa s-a deschis un magazin Nyx. Așteptăm cu drag și în Cluj să vină Nyx. Și bineînțeles că mi-am cumpărat mai multe produse, printre care astăzi vreau să vă vorbesc de acest Brown Pomade, un gel pentru sprâncene. E la un preț foarte, foarte bun și nuanțele pe care mi le-am luat eu sunt blond și medium, sau da, medium și blond. Vă sfătuiesc să vi le achiziționați pentru că noi sunt la un super preț, aplicate cu o pensulă în unghi, faceți minuni.
Un alt preferat al acestei luni este un ulei esențial de la Solaris, dintr-o colecție foarte, foarte mișto, acesta cu miros de grapefruit. Mi se pare că, nu știu, îți dă așa o stare de bine. Eu îl aplic pe un șervețel și las șervețelul respectiv să stea în camera în care sunt sau în studioul meu și, nu știu, îmi dă o stare de bine. Preferatul meu din perioada asta este cel de grapefruit. Mergem mai departe, am un alt preferat, v-am spus că sunt foarte multe și de asta încerc să vorbesc cât mai repede, dar va fi un clip mai măricel, sunt sigură. E vorba despre un pigment și de fapt toată selecția de pigmenti tip Body Sparkle de la Inglot. Îmi plac foarte mult, au irizații foarte fine, e de fapt un pigment foarte bine măcinat și aplicat pe orice tehnică de machiaj, orice machiaj va arăta spectaculos. Mi se pare că dacă aplici foarte, foarte puțin cu o pensulă plată pe toată suprafața pluapei, deja zici că machiajul cumva se bucură și el, mă bucur și eu și se bucură și el și se bucură și clienta. Numărul care îmi place mie foarte tare este numărul 46. Am o colecție frumoasă de produse MAC și astăzi vreau să vă prezint două tipuri de ruji de la ei. Am rujul mat mer, ceva de genul ăsta. E cel pe care îl folosesc atunci când nu vreau chiar un ruj nude, nu vreau roz și nu vreau nicio altă culoare. E o nuanță foarte, foarte plăcută. E un ruj mat aplicat pe un creion de buze. Va rezista foarte, foarte mult și nu va avea luciu. Tot de la MAC am mai multe rujuri mate din ultima colecție, Retro Matte Liquid Lip Color. Sunt trei culori pe care vi le voi nota cu mare drag în bara de descrieri. Preferata mea, de fapt, e acesta. Seamănă foarte mult cu rujul clasic de la MAC pe care vi l-am arătat mai devreme. Rezistă foarte, foarte bine, se aplică perfect, culoare opacă sau... Mi le recomand, cu drag. Tot un ruj lichid. Nu ne săturăm de rujuri lichide. E de la NYX. NYX Lingerie. Și culoarea este numărul 20, Lipli. E un ruj foarte interesant pentru că are o nuanță de gri roze. Vi-l recomand cu mare, mare drag. Îmi place foarte mult. Tot nuanța din asta roze, nu nude, dar un roze foarte frumos. E un ruj tip creion de la Melchior. E foarte ușor de purtat și foarte ușor de folosit, pentru că nu e clasic, adică nu are forma de ruj măricică, ci, după cum puteți observa, este destul de mică și astfel puteți mult mai ușor să vă aplicați rujul pe buze. Nuanța e 12905, vi-o pun în bara de descriere. Mai am încă două produse. Un produs de la Kiehl's care mă ajută să-mi hidratez buzele, pentru că e foarte important dacă noi folosim rujuri lichide, mate, să ne și hidratăm din când în când buzele, să nu le lăsați să se usuce. Kiehl's are un balsam de mango, îmi place foarte, foarte mult fructul mango, de asta îmi place și această senzație, miros, aromă. Aplicat pe toată suprafața buzei, veți vedea că e ca un tratament pentru buzele voastre ușor crăpate. Și mai am un produs pentru stilizarea sprâncenelor. Este vorba despre un gel transparent de la MAC, Brow Set. Probabil îl cunoașteți de foarte multă vreme, la mine a ajuns doar de câteva luni și îmi place foarte mult. E foarte ușor de aplicat, fiind o culoare transparentă, puteți să-l folosiți și dacă aveți shooting-uri sau mirele, vrea să fie și el un pic aranjat. Mai am încă un produs de care vreau neapărat să vă povestesc foarte rapid. Este vorba despre un kit de la brandul Maluvils. Cu brandul Maluvils am auzit multe povești, acum 5, 6, 7, poate 10 ani, dar nu mi-am cumpărat niciun produs.
Și de curând mi-am achiziționat așa câteva produse de la ei, de care sunt foarte mulțumită, printre care astăzi vreau să vă menționez de acest kit. E un kit de contouring și iluminator. Mă rog, iluminatorul este de fapt un produs uscat. Contouring îmi place foarte, foarte mult pentru că are o nuanță mai rece. Are și, bineînțeles, o pensulă pe care eu nu o folosesc, are și o oglindă și eu zic că arată foarte, foarte elegant și chiar dacă nu ați încercat încă produsele de la Malvin, să vi le sugerez. Eu am fost impresionată de anumite produse, printre care și acesta. Vreau să vă mulțumesc, sper că v-au plăcut produsele pe care le-am ales să vi le prezint după atâta timp. Vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine și în următoarele clipuri.